Odată demarate lucrările de reabilitare și consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă, constructorii au găsit mai multe fisuri în pereții clădirii. Un studiu a demonstrat că motivul acestor fracturi este solul din partea din spate a imobilului, care este umed și va trebui consolidat. Specialiștii au găsit soluția tehnică pentru continuarea lucrărilor la corpul B al CNRV, iar lucrările la această etapă au început în această săptămână. Noi, Primăria Municipiului Roman, trebuie să ne asumăm acest lucru. Nu știu acum încă. Nu. Avem soluția tehnică. Acum se lucrează la evidențierea în fonduri. Sigur, nu va ajunge nici suplimentările. La fel am văzut, eu am spus la un moment dat că prin ceea ce a cerut constructorul se ajungea undeva suplimentar la vreo 8 miliarde de lei. Nu se va ajunge la această sumă, pentru că noi, chiar dacă va fi nevoie să renunțăm la unele lucruri care nu sunt imperios necesare a se face, încercăm să limităm la maxim costurile. Edilul spune că proiectul pentru această clădire este unul asumat, însă imobilul a trecut prin mai multe etape de reabilitare, niciuna nefiind finalizată și producând alte probleme. Dar această lucrare, care nu a fost surprinsă în cadrul proiectului, fiind un proiect, după cum știți, de prin anul 2006-2007, asumat de către minister, inspectorat, școală, pe urmă a fost preluat de către primărie, a avut și deficiențele lui. De asemenea, clădirea a suferit de-a lungul timpului, nefiind o lucrare terminată. De aceea eu când spun, o investiție începută cu orice risc și cu orice sacrificiu trebuie terminată și dusă la capăt. La început de an, Primăria Roman a cerut un studiu geotehnic pentru a descoperi cauza acelor fisuri, iar acest studiu a reliefat că pe partea din față și pe partea laterală a clădirii solul este rezistent, dar pe partea din spate solul este umed, macroporos și va trebui consolidat. Și solul de pe lateral și din față e foarte bun și solid. În spate e un macroporos cu un grad ridicat de umezeală și prin metodele date de proiectanți noi trebuie să eliminăm acest lucru pentru ca în perioada următoare să nu reprezinte un risc major pentru această clădire și să creștem nivelul de portanță a clădirii corpului B a CNRV. Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă este reabilitat cu fonduri europene, proiectul fiind de circa 5 milioane de lei. Lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an.